Știu că acolo este un proiect pentru creșterea eficienței energetice a școlii gimnaziale. Școala s-a investit inițial în ea, o fundație. Pe toate clădirile. Exact, însă acolo vorbim de atragerea unor fonduri în valoare, cred că de un milion și ceva de lei. Era stupid ca primăria să nu acceseze aceste fonduri, da, și să reabiliteze școala, chiar dacă inițial acolo au mai făcut lucrări. Câtă vreme depui proiect, ți-l aprobă, este normal să duci mai departe acest proiect. Da? Mie mi s-a părut un pic ipocrizie colegii, din ce știu despre subiect, consilierii PSD și USR s-au obținut la acest proiect. Totuși nu e în regulă să te abții la un proiect care urmărește dezvoltarea localității, în speță, în cazul de față, reabilitarea unei școli. Adică cumva cred că acolo a fost un joc politic din partea celorlalți și s-au opus doar din punct de vedere al imaginii și nimic altceva. Adică este foarte bine că primăria Moșoa a accesat aceste fonduri și este foarte bine că reabilitează această școală. Nu văd logica să te abții la un astfel de proiect. Înțeleg că presupune alte investiții acolo, că montare de panouri solare, că văd aici, îmi trimite cineva, panouri fotovoltaice cu putere totală instalată de 10 kW, pompă de căldură, încălzire prin pardoseală, adică... Față de investiția inițială, înseamnă că această investiție prin PNRR aduce plus valoare, bănuiesc. Adică, de-aia spun, mi se pare un pic ipocrit și politicianist să spui să te abții la un astfel de proiect.